Kievul rezistă, a spus-o și președintele american, însă în toată nenorocirea pe care o trăiesc de un an de zile, oamenii aveau nevoie de un astfel de moment, susțin analiștii. Lângă Kiev, la Bucea, se află și corespondentul TVR, Alexandru Costache. Alex, bun găsit! Dacă ne auzim, ne vedem, e un lucru foarte bun. Spune-ne, te rog, ce spun ucrainenii despre această vizită și ce mesaje au venit după un an de război? Le luăm pe rând. Cum văd ei această vizită a lui Biden? Eugen, înainte de toate, vreau să vă spun că suntem în Bucea. Am revenit în Bucea, pe strada Vogzalna. Dacă vă amintiți, anul trecut, după ce rușii s-au retras la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie anului trecut, această stradă este celebră, era plină de epave de tancuri. Erau 40 de epave de tancuri pe această stradă. În spatele nostru a mai rămas, se poate vedea, această clădire distrusă, cu acoperișul distrus. Însă de cealaltă parte a străzii, și vă poate arăta Bogdan Militaru, poate și traversăm, că, pentru că nu trec mașini în acest moment. Hai, Bogdane! Toate aceste case, toate aceste clădiri erau distruse de luptele crântece, în urma luptelor crâncene. Au fost dărâmate și iată că deja oamenii și-au reconstruit casele. Bogdane, vino pe trotuar, că trec mașini. Deci este un șantier aici, nu mai recunoști. Da, da, da. Și îți reamintesc, Eugen, că anul trecut toată această stradă era plină de epave de tancuri, da. 40 de epave de tancuri. Acum, Eugen, să revin la întrebarea ta. Evident că ucrainenii de rând, cu care noi am stat de vorbă, cei din Kiev, au privit vizita la Kiev a președintelui SUA, Joe Biden, ca pe un puternic semnal de încurajare, de îmbărbătare, pentru a obține victoria. Oamenii de aici își doresc victoria și când spun victoria, ei se referă sau înțeleg prin acest lucru eliberarea tuturor teritoriilor, inclusiv a celor pe care rușii le-au anexat în 2014, adică și Donbasul și Crimea. Va fi un lucru dificil, rămâne de văzut dacă se va întâmpla acest lucru, însă oamenii de aici așa își doresc, acest lucru își doresc. Spun că de ce au avut atâtea pierderi de vieți omenești, pentru ce? Tocmai pentru acest lucru, pentru a obține victoria în acest an. Eugen? Da, Alex, uite, revenim pentru că văd imaginile acum, în aceste momente, și telespectatorii noștri în direct de acolo. Oamenii sunt ajutați, văd, de anumite firme, sunt ajutați de statul ucrainean. Ai apucat să vorbești cu ei? Cine îi ajută și cum fac astfel, iată, ajută la reconstrucția aceasta? Evident, îi ajută statul, îi ajută guvernul, îi ajută foarte mulți voluntari, i-au ajutat pe cei de aici din Bucea. Aceste două străzi, aceasta este Vogzalna, adică strada Gării, da, pe românește, iar dincolo este strada Iablunska. Aici au fost cantonați rușii, pentru că Bucea a fost ocupat în martie, da, anul trecut, și au fost foarte multe, foarte mulți civili uciși pe aceste două străzi. Au fost foarte multe orori, atrocități comise de trupele ruse aici. Am stat de vorbă și anul trecut, o să stăm de vorbă și astăzi cu civilii de aici, cu localnicii de aici, cu familiile care și-au pierdut pe cei dragi anul trecut, în martie, când orașul a fost sub ocupație rusă. Într-adevăr, acum, vedeți, este transformat, este un șantier, toate acele case au fost distruse, au fost dărâmate, sunt reconstruite. E incredibil cum arată orașul, cum s-a transformat la un an după ce a fost... Am văzut pe aceste poze pe care Bogdan ni le arăta mai devreme cum va arăta practic această mică bucată din cartier. Va arăta foarte frumos și este un lucru foarte bun și dătător de speranță. O ultimă întrebare, Alex. Spune-ne, ai fost la Kiev. Care e atmosfera și acolo? Da, ieri am ajuns la Kiev și
la fel ca și președintele Biden. Adică trebuie spus că vizita președintelui Biden a venit într-un, a avut o puternică încărcătură simbolică. De ce? Pentru că se împlinește un an de la invazia Federației Ruse în Ucraina și, de asemenea, se împlinesc 9 ani de la protestele sângeroase împotriva fostului președinte pro-rus Victor Ianucovici. Au fost peste 100 de morți în piața Maidan, în piața Independenței. Oamenii așadar din Kiev, de aici din Ucraina, luptă de foarte multă vreme pentru independența țărilor, pentru suveranitatea țărilor. Vor cu cei care am stat de vorbă. Ne spuneau că vor doar să trăiască în liniște, în pace, să fie independenți, să obțină în acest an victoria, să-și elibereze toate teritoriile. Ei, am observat, sunt și un popor harnic, vrednic. Iată, deja își reconstruiesc țara. Suntem aici, da, la un an după ce rușii au părăsit orașul Bucea, unde au fost foarte multe atrocități, foarte multe orori, mulți civili au fost uciși aici în Bucea.